din șanț până în zid. Curățenie. Nu bă jocul asta. Asta e bătaie de joc ce e acolo. Uite-te. Din partea aia și până acolo în șanțul ăla, vreau șanțul ăsta curățat. Aici ăsta a lucrat la casă și a aruncat betonul în șanț, da? A golit, a spălat betoniera și a aruncat în șanț. Tubul infundat, șanțul infundat. Despre ce vorbim? Și aici, frumos, curățat, nu așa bătaie de joc. Că el mâine vinde, vine un domn de la oraș și spune, păi uitați ce-i la mine. E domeniul public. Aici așa bătut joc. Nu, nu, mâine trebuie să fie curățat. Asta e de luni de zile așa. Polistiren în ăsta are contract cu retimul. Ce face cu gunoaiele alea? Are contract, știu. Vreau să-l văd. O să mă uit autorizat. Nu, nu, acum mergem la primărie, vreau să văd contractul. Lucrează haotic, oameni. Nu lucrează haotic, e bătaie de joc. Ideea e că până noi amendăm, nu se liniștesc. Uite-te aici, apa îmi stă aici în șanț, da? Corect. Și acolo e închis. Dincolo e închis. Uite-te ce are aici. Uite-te ce are aici. Păi să-și facă tati curățenie. Mâine la ora asta vin aici. Dacă nu e făcut, vouă vă fac referat. La amândoi. Eu nu mă mai joc. Bun, rezolvăm. Cel de la colț să-mi țipe să murle mie că nu-i șanțul făcut, că s-a surpat. Nu s-a surpat. Ăsta a lucrat la casă și și-a bătut joc de domeniul public. De bine, mâine vă rog frumos, care nu-și întreține terenul, să-i faceți notificare. Bine? Îi rogi frumos să vină să-și întrețină terenul. Fiindcă nu-i normal cel din stânga și cel din dreapta să suporte mizeriile și eu știu ce mai fi aici. Mizeriile alea la fel. Nu are niciunul, nu are niciunul de aici contract cu retimul. Toate gunoaiele merg la noi pe teren. Și atunci ne mirăm de ce sunt atâtea gunoaie. Ideea e că noi când dăm autorități de construire, toți au contractele cu retimul. Da, tati, dar îl urmărești. Cât construiește, un an de zile trebuie să aibă contract cu retimă. Pe dacă 2 ani au toți. 2 ani? Pe 2 ani vii în fiecare lună și îl controlezi. Ați dat autorizația, în fiecare lună vii și îl urmărești. Ai contract cu retimă. Pe câți metri cubi? Trebuie să aibă teoretic, e foarte simplu, că ne dăm seama care pun sau nu aplicare contractul retimului. Contractul retim trebuie să aibă un container. Bravo. La fața locului. Și îți arată în fiecare lună. Neavând container, în mod clar nu-și duc la bun sfârșit contractul. Uitați aici, cei. Tot polistrenul ăsta pleacă pe drum, pe câmp. Unde-i panoul de identificare? Ești al clădirii. Dezastru. Panoul, nu, mizerie. Da, autorizația, cine-i proprietar? Unde-i panoul de identificare al clădirii? Dați-ne, vă rog, proiectul după care lucrați. Uitați acolo, haideți să vedem și acolo. Nu se poate așa ceva, nu e posibil, uitați aici. De 3 luni trec plin de gunoaie aici. Da. Și nu se întâmplă nimic. Trebuie amendați, asta sună, cel puțin avertizat, că moare și pe amendați dacă nu se conformează. Boscheții, să-și întrețină omul terenul. Nu-i normal ca vecinul lui să suporte mizeriile. Uitați aici. Uitați acolo ce avem. Uitați ce teren avem aici, ce frumos e. Vă rog frumos să vă notați fiecare parcelă, fiecare construcție și notificați oamenii să-și facă curățenie. Spuneți-le și voi să fie puțin mai atenți cu mediul înconjurător. Nu bătaie de joc. Uitați, mâine, poimâine în centrul satului va fi la fel. Nu e posibil așa ceva. Tablă la fiecare casă. Ce face? Construiesc, nu construiesc. Am autorizație, nu am autorizație. Am contract cu retimul, nu am contract. Nu se poate așa ceva.